Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Ia uitați aici, am scos cloșcuța pe afară, văd că tot varsă apa. Și mâncarea i-am scos-o și am aruncat acolo pe jos, pentru că tot zgârmă și o varsă din cutie. Și am zis că o scot și trebuie să le pun acum mâncare, apă. Ia uitați, prichindei, că deja a început să le dea aripile. Vedeți? S-au făcut și ei mărișori, mănâncă de apă. Stai așa, dăm. Stai mă cu minte. Ia uitați puișorii, 11 la număr, foarte încălțați. Bineînțeles, nu cred că îi voi păstra pe toți, voi păstra ce este mai frumos. Uitați aici cloșca cât o zgârmat, o să-i pun acum apă. Eu în asta le pun apă. Canați micuți. Opa. Așa. Luăm apă. Acolo au lada în care îi pun seara. Aici au o pizza. Vezi cum o să vină să bea apă. Cloșca le arată cu ciocul. Sunt foarte drăgălași. Aici avem mâncare. Mergem să le aducem și mâncare. Intrăm aici înăuntru. Nu mai am pui de carne, mai am decât 5. Restul i-am tăiat. Am făcut și puțină ordine pe aici, așa. Și am aranjat toate lemnele. Vedeți, nu mai este niciun pui pe aici. Pe niciun lemn. Mâncarea le-o pun pe jos, că în aia o varsă. Na, ce v-am zis. Deci cloșca asta e nebună. Cam așa. Și prefer să-i pun pe jos decât să risipească. Cred că asta eu voi pune așa în colț. Voi face, voi, cred că voi bate aici niște un cui și un cui din alea mari. Să nu mă mai verse, că mă enervează. Așa, numai bine ciugule și pui. Și aia. Cine nu știe, sunt 11 la număr. Voi ține ceea ce îmi place. Restul le voi vinde, bineînțeles. Bine, deocamdată nu mă întrebați de preț sau... Că na, poate o fi toate puici, na, cine știe, poate le păstrez pe toate. Nu se știe niciodată. Aici avem șmecherii ăștia. Nu mă știu dacă v-am arătat rațele mute, dar le avem și pe ele. Aici au apă, acolo au mâncarea. Deci, astea cred eu că sunt rațele mute, astea 3, astea 2 școaia de acolo. Asta deci eu cred că e rață românească, că e mai mare. Vedeți diferența între ele? Ele sunt mai mici și mai lăsate, așa mai turtite. Cum puteți vedea, mai dat din pui de cochinchina pentru că îi promisesem cuiva. Eu și mi-am cuiva să-i dau. Eu mi-am păstrat pe asta. Aia care cred că este puichiță. Și asta de aici. Pe asta care e tot puichiță este. Și pe cocoșul ăla roșu îi dau cuiva care mi-a cerut. Niște prieteni de-ai mei. Și ăla mic, îi zic dacă îl vrea, dacă nu-l țin eu. Că săracul. Pe partea asta arată mai ok, dar pe partea alaltă nu prea. Avem și rățuștele, care și ele sunt 11 la număr. 11 și pui tot 11. Că 7 de la rațele mele, de la rățuiul acela. Am și eu ceva de la el, aceștia 7 și cu aia 2, 9. Deci avem ceva scos de el, avem ceva bobocei. Așa că noi pierdem sămânța, cum îi putem spune. Păi avem această rață, nu aia, aia de acolo, care eu zic că este românească, deci dacă chiar ar fi rățoi, îl voi păstra pentru că vreau ceva colorat. Fie colorat, ăla văd că e cu negru, iar astea sunt cu maro. Acum sper să fie leșești, să fie acolo. Ori perechi, ori două rațe și un rățoi, dar cred că ăsta e rățoi că e mare, ai rățușcă și aia
pare tot rățuș. Că acum vom vedea, nu mai e să fie sănătoși. Le-am făcut și lor curățenie înăuntru, nu le-am pus nimic. Am mai avut niște rumeguși. Deci toată ziua stau și ele pe afară. Nu le bag înăuntru. Dar dacă plouă, dar se bagă singure, că sunt mărișoare, acum știu. La ăștia de cochinchina le mai dau drumul pe afară, că astora nu prea le place înăuntru, vedeți ce supărați stau. Acest clip o să fie așa cu puișorii, pentru că la găinile mari nu am ce vă arăta așa mult. Ia uitați. Deci foarte drăgălaș. Facem așa o poză de thumbnail. Pui să atenți, dar ea nu prea. Da, vom vedea ce o ieși, dacă nu voi face după. Deci ăștia mici sunt tare drăgălași. Văd că au așa pete negre. Uite cum se vede acesta din față. Au așa puțin negru. Gri, cenușiu. Bine, și ăștia dădeau când au fost mici așa în cenușiu. Mă, și ăștia, da, până la urmă au ieșit albi. Foarte frumoase găinile astea. Găina cu cocoșul am văzut că au început să năpârlească. Le pică penele și la aia roșie la fel. La cocoșul roșu n-am observat nimic. Ăla, din păcate, stă singur, pentru că cocoșul alb stă cu găina roșie. Înainte erau ambii singuri, pentru că ambele cloceau. Aia de cochinchina roșie a început și ea să o. Deci pe asta o voi lăsa cu puii până când îi va lăsa ea, până când nu va mai sta cu ei. Deocamdată le-am pus lada aceasta și le-am dat drumul pe aici, pe afară, pe pământ, pe sol. Na, sunt măricei, afară e o căldură, n-au nicio treabă. Aia, cloța face și așa urât, da. Ea nu este așa rea, dar și ce încălțătură au, ce drăgălași se sperie de telefon. Și cloța le zice, copiii fiți cu minți că e de rău. Mă. Dar trebuie să le cumpăr și lor ceva vitamine de pus în apă. Sau dacă mai am să le pun, să mă uit. Văd că am găsit NutriSafe. Aditiv lighid pentru apă de băut, o cristești pentru pui, rațe, porci, curcănei, punem așa și paragaz, 100 de mililitri, e plin dacă nu mă înșel, așa pare, dar cred că am folosit ceva din el, văd că mai am pe aici, ăsta e gol, ăsta văd că mai are ceva în el, rom selevit, ăsta e calciu, și strept. Un amid, cine știe ce fie. Mama le are cu astea. Aici, da, ăsta e iar ceva calciu. Ăștia ce o să? Fermizol, ăștia de pentru viermișori. Da, eu le voi pune așa ceva. Un mililitru la un litru de apă. Da. Am seringa, le voi pune și la rățuște și la puișorii ceilalți, că am văzut că pare așa mai. Știa cine știe, o fi ceva vitamine. NutriSafe. Le voi pune. Merem înapoi la ei. Deci, fraților, cam asta a fost videoclipul. Voi merge, voi pune vitamine la rățuște, la puișori. Mâncare. Văd că au aici. Le voi pune și a pizza. Și cam atât a fost cu acest episod. Haideți cu un like. Cu voi a fost Robin, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!